Vă salut, dragii mei! Suntem în prima zi din săptămână, adică luni, și la prima lecție din orar, la lecția de limbă și literatură română. Subiectul lecției de astăzi este emoțiile trăite în textul Păpădia de Iona Gârbicean. Butonează pauza și citește cu voce tare textul pentru a-ți aminti evenimentele din text. Îți amintesc criteriile de succes. Citesc cursiv, fluent și conștient textul, pronunț corect fiecare cuvânt, articulez corect toate cuvintele, citesc expresiv cu intonația potrivită. Lectură plăcută! Dacă ai revenit, ai citit textul cu titlul Păpădia. Îți propun să te gândești și un alt titlu ce s-ar potrivi. Îți amintesc că titlul conține tema textului și este scurt. Te-ai gândit la vreun titlu? Spune-l! Bine, și eu m-am gândit ce îți propun câteva titluri. Unul din el poate fi Luminițe. Un alt titlu s-ar potrivi Steluțele de aur, sunt expresii din text luate ce duc la desfășurarea temei noastre, pentru că păpădiile sau luminițele semănau cu niște steluțe de aur. Sau, aș putea zice, Anicuța și florile. Dacă titlul tău se potrivește, se aseamănă cu titlurile mele, e bine. Dacă nu, e posibilă și o altă variantă. Continuăm. Alege din cuvintele mai jos emoțiile pe care le-ai avut citind textul Păpădia. Hai să începem de la început. Admirație când privești cu plăcere. Da, am admirat și noi împreună cu Anicuța lanul sau grădina cu flori. Furie? Cred că nu. Furie este o supărare mare. Încântare? Da, am fost încântați de covorul de aur. Îngrijorare? Nu cred că am putea să fim îngrijorați de ceva. Simpatie? Da, simpatie față de fetița care admira natura sau față de fetița care avea o idee a sa sau un punctul său de vedere a celor din jur. Frică? Nu. În continuare, sarcina este, scrie răspunsuri pentru întrebările date și ai două întrebări. Apoi, scrie întrebări pentru răspunsurile date și ai două răspunsuri pentru care trebuie să formulezi întrebări. Deci, butonează pauza, deschide caietul de limbă română, scrie data, temă la distanță și efectuează sarcinile. Nu uita să scrii corect, caligrafic, întâi capul gândește, apoi mâna scrie. Dacă ai revenit, putem merge mai departe. Și sarcina următoare este, alcătuiește în scris, adică în caiet, familia lexicală, familia de cuvinte, pornind de la cuvântul floare. Îți amintești, poți să-i adaugi o parte înainte sau la sfârșit, altfel încât cuvântul floare să fie comun pentru toate cele. Butonează pauza și lucrează. Iar pentru ca să te evaluez, îți propun eu câteva cuvinte. Floricică, ai cuvântul ăsta? Da, înflorit. Florar. Înfloritor. Dar mai pot fi și alte cuvinte. A înflori, înfloriește, florăreasă. Dacă le ai, sunt bucuroasă. Găsește în manual la pagina 140, exercițiul 6. Sarcina este, pune degețelul și citește împreună cu mine. Selectează din șirul dat cuvintele cu sens apropiat și perechile de cuvinte cu sens opus.
butonează pauza și citește de 2 sau de 3 ori șirul de cuvinte. Ai citit. Pentru ca să-ți ușurezi puțin sarcina, pentru că este una mai greluță, eu îți propun, din șirul dat, din cuvintele date, să găsești cuvinte cu sens apropiat pentru cuvântul dezamăgire. Caută și spune-l. Dacă ai zis întristare, e adevărat. Dar pentru cuvântul minune, un cuvânt cu sens asemănător? Dacă ai zis miracol sau magie, pare să la tine este magie, da? Înseamnă că e corect. Pentru acum să găsești cuvinte cu sens opus, pentru cuvântul târziu, cu sens opus este de vreme. Dar pentru cuvântul iese, cuvânt cu sens opus? Așa, intră. Bravo! Butonează pauza, citește încă o dată cuvintele și memorează sau ține-le minte. Mergem mai departe și îți propun un joc, jocul semaforul. Am aici o listă de cuvinte, o citim împreună. Privește, steluțe, ușor, flori, frumoase, intră. Iar semaforul are scris cuvintele obiecte, însușiri sau acțiuni. Luăm câte un cuvânt din colonița a doua și ne gândim ce exprimă cuvântul. Începem. Cuvântul privește denumește o acțiune, arată ce face. Cuvântul steluțe denumește un obiect, corect. Cuvântul ușor denumește, așa, o însușire, arată ce fel de vânt, ce fel de obiect. Cuvântul flori denumește, așa, obiecte. Cuvântul frumoase denumește, corect, însușiri. Și cuvântul intră denumește, acțiuni, pentru că arată ce face. Te-ai spravit? Bravo! La sfârșitul lecției vreau să facem niște totaluri. Să-mi spui, să continui enunțurile. Am învățat... Ce ai învățat? Puteai să înveți ce emoții ai simțit? Puteai să înveți o familie de cuvinte? Sau puteai să înveți cuvinte cu sens apropiat sau cu sens opus? Tu ce ai învățat? Am înțeles. Ce ai înțeles la lecția de astăzi? Da? Puteai să înțelegi că Anicuța a rămas cu ideea sa de a numi florile luminițe, sau puteai să înțelegi că cuvintele au și ele trăiesc într-o familie, într-o familie de cuvinte, sau puteai să înțelegi că textul poate avea, sau la text putem potrivi mai multe titluri. A fost interesant. Care o activitate din ceea ce am desfășurat noi a fost interesantă pentru tine? Spune. Vreau să vă spun că... Eu vreau să vă spun că am văzut în grădina mea deja păpădii înflorite. Iar tu ce vrei să ne spui? Așa. Și în continuare, primește o temă pentru acasă și ascultă atent explicațiile. Prima temă. Povestește de 3 ori textul. Știi, odată cu cartea închisă, cu cartea deschisă, cerătare, odată cartea deschisă, dar nu te uiți, mai puțin te uiți și a 3-a oară povestești cu cartea închisă. Dar, atenție, ții minte tu că noi am învățat că atunci când povestim un text, nu utilizăm vorbirea directă a cuiva, ci transformăm vorbirea directă în vorbirea indirectă. De exemplu, eu am să-ți amintesc. Atunci când povestim fragmentul când, într-un târziu, fata a ieșit din grădină,
Bunica a întrebat-o ce a făcut ea atâta timp acolo. Fetița i-a spus că s-a uitat la flori și la albine, iar bunica și-a amintit că fratele Anicuței i-a povestit deja că au înflorit păpădiile. Ai văzut? Eu nu am folosit vorbirea directă a personajelor, ci am transformat-o. Am transformat-o într-o vorbire indirectă. Și sarcina a doua este exercițiul 7. Scrie un enunț în care cuvântul pui să poarte alt sens decât cel din text. Găsești ce sens au cuvintele din text și tu alcătuiești o propoziție cu alt sens al cuvântului pui. Aștept lucrările voastre cu temele în cele realizate în timpul lecției și cu tema de acasă. La revedere! Te aștept la o altă lecție!